Iată-ne alături de noul Ford Mustang sau Ford Mustang 2019 facelift în varianta de echipare cu motor 2.3 EcoBoost, adică 2.3 Turbo, ce dezvoltă undeva aproape 300 de cai, legat la o cutie manuală cu 6 trepte înainte și una în spate. Haideți să vedem ce au schimbat oamenii ăștia la mașină. Te rog, te rog. Bun, haideți să vedem ce au modificat băieții la Fordul Mustang 2019. Avem aceste grile de aerisire false, dar nu mă interesează că sunt false, adică să nu avem discuții. Îmi plouă motor, frate. De ce aș avea niște grile aici să îmi plouă motor? Nu mă interesează. Vreau să întreb, nu cred că sunt false. Ba, eu zic că sunt false. Cum? Da, se simte un pic de căldură. Nu are niște găurile. Da, 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 nu sunt false, nu sunt false. Dar plouă motor. Uite, vezi, are apă aici. Stai că mi-a căzut ceva aici. Ce? Bă, uite mă, turbina aici, nebun. Totul nou, țiplă, impecabil. Destul de grea capota, să știi. Hai că înțeleg. Gata, hai să vorbim de prizele care nu sunt false. Nu sunt, au găurică. Nu sunt false. Și țin mâna aici pentru că vine căldură. Și afară e frig. Bun. Farurile complet noi. Designul bării față. Au dispărut proiectoarele. Cele rotunde, n-aș vrea să zic de la ce mașină au fost împrumutate, au apărut în luminile de poziție și semnalizare, designul nou al bării față, faruri, proiectoare, grill. Simplu. Noul Ford Mustang 2019 vine echipat în standard cu jante pe 19 inch de aliaj, cu frâne de 352 de mm și 4 pistonașe. Se oprește senzațional, o să vedeți. S-au oprit stopurile, frate. Parcă știau că vorbim de ele, ești nebun? Cum a făcut asta? Da, partea din spate a suferit ceva schimbări la blocurile optice, vezi, n-am mai zis stopuri. La blocurile optice și dacă vă uitați la un model vechi, un model din 70, să zicem, o să vedeți asemănarea izbitoare a stopurilor cu modelul vechi. Eu sunt ferm convins că și aici la difuzorul bării spate au fost ceva modificări, dar sunt ferm convins că o să aflăm în comentarii de la voi și ultimul centimetru care este schimbat la designul mașinii și o să discutăm acolo împreună de Ford Mustang. Bun, haideți să vedem cheia noului Mustang. Arată interesant. Interesant. Dar mergem la portbagaj. Fii atent și mi-arată aici foarte simplu, că dacă apeși de două ori, se deschide portbagaj. Hai mă la portbagaj. Fii atent. Aproape a intrat, dar atenție, pentru clasa asta are undeva la 332 de litri portbagajul, pare mare, nu știu, nu m-am uitat în competitori să văd ce litraje au ei, dar pare mare, căruțul intră aici, avem și un subwoofer, avem și capitonaj, avem și, era să zic roată de rezervă, dar nu, avem kit de pană și compresor, foarte interesant. Dar locul de roată de rezervă există, adică puteți să puneți aici o roată de rezervă. Închideți tu portbagajul ăsta. Știi? Vrei să fac de aia cu sfoara? Știi ce zic? Vrei să închid cu piciorul? Mi-a căzut cheia, am crezut că e la valiera. Am închis. Dacă e murdară, nu e ok. Ce
ce să facem? Să mergem în interior? Haide. Băi, nu veni așa neinvitat, neanunțat, înțelegi? Că eu să fac curat aici să filmăm frumos, nu? Oamenii vin neinvitați doar la zi de nume, frate, nu la... Știi ce zic? Să fete urât. Ei! Avem un căluț aici, ai văzut? Bun, vorbim despre volan. Volanul este încălzit. Ce zici de treaba asta? Chiar nu mă așteptam la o mașină sport să am opțiunea de volan încălzit care își face treaba perfect. Butoane, avem butoane, multe butoane, că asta este trendul în ziua de astăzi, să avem cât mai multe butoane pe volan. E, Mustang are butoane pentru toți oamenii care duc lipsa lor pe volan. La modelul Mustang sunt din plin, putem selecta din volan chiar în timpul mersului culorile display-ului sau al luminilor ambientale în mașină. Băi, trebuie să dau scaunul ăsta mai în spate, că mă simt așa încorsetat. Materialele în interior sunt de o calitate superioară față de modelul anterior pe care noi l-am văzut la Saab, l-am testat și ne-am făcut unghiile în fața de ușă. Acum lucrurile s-au ameliorat, avem piele pe bord, avem același stil al bordului cu aceste două cocoașe sau console, nu știu exact cum se numesc ele, de la Mustang, este o chestie în care ei se regăsesc. Avem butoanele pentru radio și climă care imită butoanele unui avion. Avem display-ul digital al navigației cu touchscreen. Avem telefonul meu conectat, îmi pare rău dacă apăs aici și fac tot felul de lucruri, dar eu nu mă pricep la gadgeturi de genul ăsta, dar am reușit să-mi conectez iPhone-ul pe sistemul de navigație al mașinii și am putut să folosesc Waze și o funcție foarte mișto de la telefon în care poți să nu fii deranjat. Bun, ceasurile de bord sunt afișate printr-un display digital care se poate schimba în 3 configurații diferite, alegând modurile de condus oferite de modelul Mustang. Așa cum vă spuneam, materialele în interior sunt mult mai calitative decât la modelul anterior, chiar dacă aici pe centru găsim un plastic destul de rigid, chiar dacă torpedoul în momentul în care vrei să-l deschizi nu se deschide, toate chestiile astea sunt trecute cu vederea în momentul în care așteptările mele sunt coborâte, pentru că știu din start că mașina asta este o mașină sport ieftină. Oglinda îmi place că este fără ramă, avem capitonaj negru pentru plafon, scaune din piele încălzite și ventilate, fețele de uși cu ornamente cromate, sistemul de muzică shaker, buton de engine start stop și aceste switch-uri extraordinare pentru avarii, sistemul de control al tracțiunii, sistemul de reglaj sau ajustare al direcției, sport, confort și normal și modurile de condus. Și avem și brichetă, Marius, dacă vrei să știi. Și pe lângă brichetă avem un USB aici și suport de pahare și în cotieră USB pentru încărcarea telefonului și încă un locaj de brichetă. Deci din punctul ăsta de vedere, Mustang este la curent cu toate tehnologiile oferite de ceilalți competitori. Haide să vedem cum încape o fată în spate. Vrei, Roa, să mergi în spate? Sunt aici, e joasă mașina și eu sunt foarte înalt și foarte mare. În primul și în primul rând trebuie să desfacem centura din această barețică. După care avem aici un mâner, am tras scaunul, tot temă că eu sunt principal aici persoane. Așa, am tras scaunul. E, acum întâmpinăm o mică problemă. El nu se dă automat în față, trebuie să așteaptă, dragă. E și nerăbdătoare asta mică. Bine, na, el e băiat, dar are statura unei fete. Haide, mă. Haide, dragă, te rog, hai grijă la cap, știi, ca la poliție, hai grijă la cap, foarte frumos, îți mulțumesc. Ia uite bănuți, m-am scos, stai mă, ce bani sunt ăștia? Hei, vezi mă că ăștia sunt străini, iei tu pe ăștia și pe ăștia străini iau eu. Bun, am făcut și acum înapoi, dacă dau spătarul, nu se trage scaunul automat, asta mă deranjează un pic. Au. Ce? Stai mă, nu fi, acum ești imposibilă. Te doare? Băi, tu să țip când te doare. Gata? Dar eu vezi cum stau? Eu sunt un pic... Să-mi pun scaunul cum trebuie? Cum conduc eu? Păi îl omor, mă! Bă, mi-e milă de el, îl omor, jur. Ce? Bă, dacă te... Păi zi, mă, dacă te doare! Gata, mă, uite, așa cred că... Nu, stai, fii atent. Fii atent, atenție, că volanul e reglabil.
Pe undeva are o manetă. Fii atent. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Gata, mă. Așa stau ok. Stau ok. Pot să merg până un... pot să merg leșit etiera. Pot să merg până la Pitești, așa, poate chiar și până la Vâlcea, să știi. Eu până ieși din parcare. Nu poți stai acolo? Cum mă, nu? La picioare, mă, jos. Păi stai, mă, tu stai relaxat acum. Da, mă, dacă ai nevoie, Doamne ferește, într-o urgență să iei pe cineva în spate, se poate. Și fetele sunt mai mici ca roa, oricum. Ce nu ne place la această mașină? Am găsit tot așa trei lucruri care nu sunt pe gustul nostru. Primul lucru, nu se deschide torpedo. Nu glumesc, nu se deschide. Am nevoie de două mâini ca să-l deschid. Nu ne place chestia asta, dar nu suntem atât de cârcotași. Al doilea lucru neplăcut din punctul nostru de vedere este vizibilitatea oferită de mașină în față în momentul în care suntem în locuri înguste. Al treilea lucru care îl considerăm că nu este suficient de confortabil pentru noi este faptul că în momentul în care încercăm să rabatăm scaunul din orice mâner și ăsta de pe spatele lui și din lateral, nu se și trage în față automat. Trebuie să folosim reglajul care într-adevăr este electric. Eu sunt agitat, eu n-am timp de asta. Trei lucruri care ne plac la modelul Ford Mustang. Primul, îmi place cum se simte când schimb treptele de viteză. Place mult de tot. Îmi dă încredere în mine și mă simt bărbat cu păr pe piept. Al doilea lucru care nouă ne place foarte mult la acest model de Ford Mustang este faptul că are moduri de condus. Sport Plus, Racetrack Dragstrip. Al treilea lucru care ne place este exteriorul mașinii. Ne place, încuiem și întoarcem capul să vedem. E bun. Bun, haideți să vedem cum merge mașina și ce știe să facă. S-a prins rezerva, mă, frate. Hai, mă, că ne ajunge o rezervă de un review, a? Am consumat un plin ca să vedem cum se mișcă mașina și cum se simte în oraș sau cum o simt în oraș. Am consumat un plin, adică am mers undeva la 206 km până acum. Consumul mi se pare unul normal pentru o mașină sport care, vorba aia, știi, o rafă pe zi. Măcar o rafă pe zi. Ce înseamnă o rafă pe zi? Înseamnă așa că mașina are și ea nevoie să facă tot turometru, să curețe supapele, să știi, eu așa mă gândesc când merg cu mașina, zic, bă, o dată pe zi măcar o rafă, să-i trag un 1, 2, 3 capăt, ca să se desfunde și ea, să curețe și ea tobele, să curețe și ea supapele, să curețe tot. Am întâlnit în experiența mea de vânzări oameni care își doreau mașini sport, dar schimbau treptele la 3500 de ture ca să nu strice motorul. E, eu vă spun că nu stricați motorul, mai rău îl stricați dacă mergeți încet sau subturat. Așa că Mustangul cu o rafă, două, chiar și trei, uneori am exagerat pe zi, recunosc, a putut să meargă aproape 208 km în oraș cu un plin de benzină. Bine, exagerăm, mai are 80 range, deci... Pentru capacitatea rezervorului, eu zic că se mișcă real mașina, iar un consum de 18% în oraș, alergat mixt în prima mie de kilometri a mașinii, eu zic că este mai mult decât decent. Probabil că voi o să spuneți, domne, este extraordinar și așa mai departe, dar în momentul în care îți cumperi un Mustang, nu ar trebui să te intereseze chestia asta. Noi îți spunem ca să știi ce te așteaptă. Legat de mașină, eu sunt foarte mulțumit pentru că am avut o discuție în momentul în care am luat mașina și băieții de la Ford BDT Store mi-au explicat. Băi, Mustangul, nu sunt fan, n-am fost pasionat niciodată, n-am urmărit modelul, nu știu foarte multe despre el, dar mi-au explicat băieții și au zis, băi, uite, Ford, prin modelul Mustang, de când a apărut, Ford a vrut să producă un model sport accesibil pentru toată lumea. Și atunci, mașina asta se găsește la un preț imbatabil. Noi testăm aici de față
modelul Ford Mustang de bază, echipat cu o motorizare de 2300 cm3, supraalimentată prin turbină, legată la o cutie de viteze manuală cu 6 trepte înainte și una înapoi. O cutie de viteze care mie personal mi-a plăcut foarte tare, schimbă foarte precis, ai un feeling așa super rigid la mână, nu știu cum să-ți explic, e totul precis aici la cutie și îmi dă o senzație așa de bărbăție când bag în viteză, știi, se tuc-tuc, adică e foarte mișto etajată cutia de viteze. Ce am observat eu la mașina asta atât timp cât am condus-o în oraș? Băi, am observat că își rup oamenii gâtul. Mașina întoarce capete, ceea ce bănuiesc că majoritatea posesorilor de mașini sport își doresc, să conducă o mașină care să întoarcă capete, să te facă pe tine să întorci capul în momentul în care ai încuiat-o, să te uiți la ea, să o admiri. Din punctul ăsta de vedere, Ford Mustang în testul nostru de o săptămână ne-a demonstrat foarte multe lucruri în ceea ce privește atrasul privirilor și atunci, de asta spun, designul ei exterior este unul super reușit pentru o mașină sport și pentru ceea ce își doresc clienții. Să nu uităm, la un preț imbatabil, exact ce își dorește Ford, să producă prin modelul Mustang o mașină accesibilă pentru toată lumea. Și atunci, când băieții de la BDT mi-au spus chestia asta, am mai lăsat din hate. Cum adică? Adică eu, ca și majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit de când am mașina asta și oameni care mi-au scris și oameni care și-au dat cu părerea, aveam așa un hate. A, ce mă, 2-3, ai, nasol, mă, 2-3, a, ce mă, e gri, a, nașpa, era mai tare roșie. Și atunci, na, plecat și eu la drum cu acest hate întipărit în cap, dintr-o prostie, a, 2-3, nu e Ford, nu este American Muscle, nu este, nu știu, tot felul de chestii din astea scoase la suprafață. Am luat mașina și mi-am schimbat părerea. M-am urcat în Mustang și am descoperit o mașină care, frate, înțeleg că e produsă în America, înțeleg că americanii nu pun accent pe calitatea materialelor și nu interesează foarte tare finețurile astea europene. Băi, mașina este foarte ok. Poziția la volan în timpul mersului este ok pentru o mașină sport, mă simt destul de confortabil. Vă dați seama că nu o să stau cu mâinile pe volan aici tot timpul la un drum de 100 de kilometri și o să mă relaxez. Probabil asta face toată lumea. Lucru care, din păcate, nu este indicat, pentru că dacă se întâmplă ceva, tu trebuie să fii aici prezent 100% ca să poți să reacționezi cât mai repede. Dar poziția mea în Mustang a fost asta, așa. Recunosc. Așa am condus mașina asta. Așa am simțit să o conduc. Nu mi-a dat niciodată senzația că trebuie să-mi ridic spătarul și să-mi iau o poziție sport aici și să-i dau, să stau pe ea, să o țin, să o simt, să nu știu ce. Niciodată. Mi-a dat senzația că trebuie să stau relaxat, să stau așa pe spate, să stau cu mâna, cu cotul pe cotieră și să merg relaxat cu mașina în oraș. Ce m-a deranjat pe mine personal la poziția la volan este vizibilitatea pe străduțele înguste sau în locurile în care mașinii nu este permis un spațiu lateral foarte mare. Și atunci, în momentele alea, am simțit nevoia să mă ridic de pe scaun să văd și cu toate astea, din cauza capotei umflate sau nu știu ce se întâmplă cu vizibilitatea, acolo am simțit o mică problemă, dar probabil că mașina, dacă e proiectată de americani și construită în America, acolo străzile sunt mult mai permisive și ei nu întâmpină problema asta, chiar dacă în America mașina se produce în variantă pentru Europa, ceea ce conducem noi acum, și pentru America, probabil cu ceva modificări sau alt standard de țară. În rest, oglinzile, n-am ce să zic, când te uiți în oglinzi, jur că te exciți. Jur. Adică eu asta simt. Mă uit în oglindă și văd aripa aia spate umflat așa, știi, și cu colțul ăla și nerv așa, umărul ăla nervos. Jur, adică chiar îți dă o senzație de mașină super sport când te uiți în oglindă. Cel puțin eu, mie îmi face plăcere să mă uit în oglindă și să văd că încă nu ți-ai schimbat becul de la ietă. De scaune pot să spun că în varianta de echipare aleasă de
prietenii noștri de la BDT Store Vest, ei au optat pentru mașina asta la un pachet de interior care se numește VIP 1. Dacă nu mă înșel, e posibil să greșesc, nu am studiat foarte bine lista de prețuri, că nici la școală nu învățam, se vede după cum vorbesc. Au ales un pachet care conține scaunele astea încălzite și ventilate. Puteau să aleagă și scaunele Recaro la același preț, dar pierdeau cel puțin ventilația din scaune. Și atunci noi stăm pe aceste scaune încălzite și ventilate, care le-am testat în ambele moduri, sunt super confortabile, sunt super ventilate și super încălzit. Bun, și acum că am intrat pe varianta asta de ieșire de pe autostradă, ești pregătit că îi dau doiul, scot SP-ul și vratatata, am aruncat. Luăm și sunet noi acum? Luăm, nu? Îi place, mă, și ei. Ce am făcut, mă, frate, mă? Cât de bun. Duna disturb pe telefon și în momentul ăsta nu ne mai poate deranja nimeni, pentru că noi avem aici de făcut un review. În momentul în care atingeți acest switch, că nu pot să-i spun buton, acest switch care controlează traction control-ul sau SP-ul sau cum vreți voi să-i spuneți, acest switch are două trepte. Prima treaptă, ținem apăsat undeva la 2 secunde și a fost decuplat. Adică totul este safe. Aici mergem pe uscat, pe uscat cu traction control. Vedeți? Traction control în prima treaptă. Nu te lasă să faci mare lucru pe uscat, pentru că uite, traction control-ul e activat, subvirează, are nevoie de mai multă putere și mai puțină aderență. Da, destul de safe mașina cu traction control dezactivat în prima treaptă. Hai să încercăm cu traction control dezactivat în a doua treaptă, adică de tot. Înțelegi? Deci cu a doua, dar cu a doua facem viteză prea mare pentru... E destul de controlabilă mașina pe uscat. Nu aș recomanda să scoate sistemele dacă nu aveți niște cursuri de pilotaj sau nu aveți o experiență destul de mare cu mașinile cu tracțiune spate, pentru că nu este pentru toată lumea. Da, frate, facem lunch control de pe așteptam să-mi spui. Îi place, o viteză aici, nebun. Frâne avem, 4 pistonașe, ești pregătit? 4 pistonașe. A aprins și avarii. Mașina frânează extraordinar, chiar dacă în momentul de față este dotată cu anvelope de iarnă, ceea ce nu este absolut nimic greșit, pentru că afară avem 1 grad cu plus. Miroase a discuri de frână noi, pentru că mașina are 980 de kilometri. După cum vedeți, noi o testăm în toate condițiile. Mașina este de vânzare. Asta. Mașina asta este de vânzare la BDT Ford Store. Primiți un discount de 4.000 de euro pentru că am mers noi cu ea. Și are undeva la 1100 de kilometri, îmi cer scuze. Am vrut să vă păcălesc cu 200 de kilometri, rămân dator cu 200 de kilometri dacă e să cumpărați mașina. Le spuneți oamenilor: domne, ne-a zis Daniel că mașina merită, a mers el cu ea, se comportă bine, e ok, e fiabilă, nu s-a stricat nimic în test, nu am văzut nicio eroare, nicio greșeală, mașina s-a comportat extraordinar și uite, acum de la viteză, pentru că ți-am spus că îi place viteza, am scăzut consumul la 17. Putem să facem un exercițiu, dacă vreți, în comentarii, să ne trimiteți ce mașini puteți cumpăra la 0 km care să vină din fabrică cu tracțiune spate, motor turbo și autoblocant. Și să nu depășească 38.000 de euro. Acesta a fost al doilea car review făcut de noi la Ford Mustang Facelift 2019 2.3 EcoBoost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să
apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel, ca în momentul în care noi postăm ceva, orice fel de material extra, review, interviuri cu mașini modificate, să fiți notificați. De ce? Să fiți primii, să nu mai fiu eu. E foarte simplu. Băi, să știi că e mult loc aici, e loc să te bagi, să putem să facem un sandwich. Vedem cum stăm în spate, trebuie să testăm locul din spate, băgăm o fată, îl băgăm pe roa. Nu, dar o să afle. O să afle când o să vadă episodul. El nu știe că noi râdem de el în episodul ăsta. Tu îți dai seama? M-au luat căldurile și m-au râs. Super interesante, pe care, fără super, futu-i superul, mă, am zis super, bă! Nu mai vreau să zic super, niciodată! Arată super în interior, stau perfect. Am zis super, nu? Băga mea și picioarele să-mi bag. I-am tras. The Stig. You know The Stig? De ce nu spui centura? De ce nu spui centura? Chiar aș vrea să vă povestesc o întâmplare avută aici pe autostradă, într-o seară cu poliția rutieră, în care m-au oprit, bineînțeles, pentru că este normal să facă asta, să verifice, doar așa putem fi în siguranță. Și m-au oprit și m-au întrebat, ce faci cu mașina asta, ce-i cu ea? Și zic, uite, fac YouTube. Cum adică faci YouTube? Uite, merg cu mașina și le spun oamenilor părerea mea despre mașină, despre lucrurile pe care le-am aflat de la cei care o vând, despre ce am aflat eu, ce am simțit eu pe pielea mea. Păi și cum? Păi uite așa, păi și ce făceai aici? Păi am venit aici, în rondul ăsta, să-i trag un lat. Ce să faci? Adică să merg de-a latul, să văd și eu cum stă mașina pe rond, că e un pic de mâzgă, știi, se simte mai bine. Și putem să vedem și noi. Ți-au mișto păsărele, le pus mai lași. Putem să facem la sfârșitul fiecărui car review să rămână așa sunetul ăsta de păsărele, să fie relaxing time. 20-25 de minute, nu mult.